Dincolo de canicula prezentă, mai peste tot prin țară, rămâne magia creată de evenimente precum Europa Fest Summer Edition la Sinaia. De astăzi până pe 27 iulie au loc ultimele 4 concerte, dintre care unul este integral dedicat jazzului. Despre acest concert schimb acum câteva vorbe cu Luigi Gagios, directorul festivalului. Vă salut, domnule Gagios! Bună ziua! Cum ați ajuns la distribuția concertului de jazz din sala Kings Valley a hotelului Mara din Sinaia? Foarte simplu. Știți că avem în cadrul Europa Fest din luna mai din București, un concurs extrem de puternic și cunoscut de jazz, care după vizibilitate și ceea ce comentează colegii noastre de la BBC, e unul din primele trei din lume. Avem contacte foarte importante cu lumea jazzului mondial. Radna Thomas, solista, este o voce de origine americană, vine din Statele Unite și are la pian pe Aman Mahajan din India, acestea cunoscându-se în diferite proiecte pe care le-au realizat împreună. Este pentru prima dată când în cadrul Europa Fest Summer Edition at Sinaia aducem și jazz. Ce calități îi recomandă pe cei doi artiști? În primul rând, originalitate. Vin cu teme de jazz și din cele standard cunoscute, dar vin mai ales cu influențe de muzică de jazz din Marea Indie, ceea ce pentru mulți iubitori de jazz și de muzică este o noutate. Sunt doi muzicieni de o calitate deosebită și de un nivel deosebit și împreună vin cu acest proiect care e inedit. Am vorbit despre seara de jazz. Ce ne puteți spune despre cele trei zile de clasic din cadrul Europa Fest Summer Edition? Cele trei zile de clasic au două concerte, unul Before Sunset și celălalt Classic in the Church, având ca subtitlu Jeunesse in the Concert. Sunt tinerii, numite generic tineri, pentru că sunt între 18 și 32 de ani, care se află în Summer Music Academy Sinaia și care vor susține aceste două concerte, respectiv pe 25 iulie la acea sală Kings Valley, ora 19, și pe 27 iulie la Biserica Catolică din Sinaia, la ora 18. Aceste două concerte sunt încununate de gala concert Europa Fest Summer Edition, care va avea până la urmă, așa cum exprimăm noi, crem de la crem, atmosferă și evoluții de excepție, pe 26 iulie. Mulțumesc, domnule Gagios! Până la ultimele trei zile de muzică clasică din cadrul Europa Fest Summer Edition, concert de jazz în seara aceasta în Sinaia. Mulțumesc încă o dată și succes! Mulțumesc, o zi bună!